Da, avem imagini. Da, o să avem, iată, avem imagini. Bulversat și obosit. Dar vreau să vă spun, întâi Hristos a înviat. O să vă dau o scurtă declarație și am rugăminte la dumneavoastră să nu-mi puneți întrebări când nu voi răspunde, pentru că, vă dați seama, n-am voie să divulg din dosar, pentru că lucrurile s-ar întoarce împotriva mea. Deci, vreau să vă spun că justiția față de persoana mea a fost corectă. Mă refer la faptul că procurorii și judecătorii m-au judecat pe mine personal corect și nu am ce să le reproșez. Dar mă gândesc că există o justiție divină și vor plăti toți după faptele și după inima lor. Ați simțit o victimă în acest dosar? Vreau să vă spun că n-am dușmănii pe nimeni și cred că toți oamenii din România au realizat un lucru, că toți care greșim trebuie să plătim. Eu am greșit, voi plăti și sper ca să nu se mai întâmple, să nu mai fac alte erori. Unde a greșit Gheorghe Ștefan? Am greșit foarte mult că am avut încredere în oameni și, de fapt, încrederea mea a fost valorificată. Da, a fost Gheorghe Ștefan penalti.